Cariera politică a mai multor deputați din actualul Parlament al Moldovei s-ar putea sfârși chiar mai repede decât s-ar fi crezut vreodată. De această părere este șeful statului Igor Dodon, care la finalul ședinței de astăzi a Consiliului Superior de Securitate a reiterat faptul că Procuratura Generală a luat deja la ochi mai mulți aleși ai poporului, aceștia fiind vizați direct în legătură cu furtul miliardului. Ne-am fost informați, membrii Consiliului Superior de Securitate, că Procuratura Generală, în caz dacă va deține suficiente informații necesare pentru ridicarea imunității unor persoane, inclusiv din Parlament sau cei care se bucură de imunitate, Procuratura Generală ar putea veni în timp apropiat cu astfel de inițiative. Sunt mai multe cauze penale care sunt pe rol acum la această etapă. Mai mult legat de cei vizați, șeful statului s-a arătat indignat că autoritățile competente au început abia acum să adune informațiile necesare pentru a aduna probe suficiente care să le permită ridicarea imunității celor vinovați. Totodată, Igor Dodon a mai spus că procuratura nu doar că a început urmărirea mai multor demnitari, ci a și pus deja sechestru pe zeci de bunuri. Procuratura Generală a inițiat mai multe acțiuni de blocare, de punere sechestru pe unele active a unor persoane care ar putea fi implicați în ceea ce ține de crop. Amintim că șeful statului a vorbit pentru prima dată despre faptul că în timpul cel mai apropiat Procuratura Generală va ridica imunitatea câtorva aleși ai poporului, marți, în cadrul unei emisiuni televizate, unde a mai precizat că numărul celor care își vor termina cariera de deputat foarte curând este unul mare.